Bună seara, prieteni! Vă prezint un model de casă pe care îl puteți face singuri, cu un buget redus, dar nu chiar redus. Casa din imagine, după cum vedeți, este din piatră și are o temelie, tot din piatră, clar. Puteți începe această casă cu partea pe care o vedeți acum. Este o căsuță mică, dar totuși nu chiar exagerat de mică. Construită cu materiale bune. Deci puteți face partea aripa din față. În spate, de fapt, sunt două căsuțe. Aceasta care o vedeți. Apoi urmează un coridor care are aici o terasă. Aici încă o cămăruță. Iar în spate are încă o căsuță, aproximativ la fel cu aceasta. Căsuța este cochetă. Aici este partea din spate. După cum puteți vedea. Acoperișul este ușor de făcut. Nu este complicat. Și are... necesită niște grinzi mai scurte. Nu chiar cele mai lungi grinzi. Deci aceasta este partea din spate a căsuții. Iar aici vedeți că are coridorul. Cele două căsuțe sunt legate cu un coridor. Aici au cam multe uși. Voi puteți spune mai multe ferestre și uși ajunge una. Clădirea a fost, de fapt, o gară veche. Este o gară veche, care acum cred că este muzeu, nu era deschis atunci când am văzut-o eu, dar mie mi se pare o idee bună să construiți o căsuță după acest model. Aici are hogeagul. Deci în partea din spate, aici puteți amenaja bucătăria. Aici în video se vede că căsuța este direct în stradă, este lângă gară, alături o gară mare în acest oraș. Dar această căsuță într-o grădină superbă cu pomi fructiferi, cu flori, cu o boltă de viță de vie ar fi minunată. Aici se poate amenaja o terasă vara. Adică terasa este deja construită. Puteți construi terasa după acest model și vă puteți pune o masă, scaune, bănci, tot ce doriți. Căsuța este construită cu materiale de calitate. Acum puteți folosi și BCA. Primul lucru pe care trebuie să-l faceți este să construiți această parte din față a căsuței. Dacă aveți bugetul suficient, construiți toată casa deodată, cum o vedeți în imagine. Dacă aveți bani pe rând, construiți prima aripă, apoi partea din spate, legați cu coridorul și va rezulta o căsuță perfectă. Eu cred că această căsuță are în partea din față două cămăruțe, are coridorul, încă o cămăruță
și partea din spate care are tot două cămăruțe. Sau puteți amenaja o cameră mai mare și una mai mică, după cum doriți. Cred eu că acest model ar fi perfect pentru bunicii care vor să-și aștepte fiii și nepoții, fiicele, nepoatele în vizită. În una din arii plecasei puteți amenaja camera de oaspeți pentru copiii și nepoții dumneavoastră. Și vă puteți să lângă o asemenea căsuță vă puteți amenaja o grădină minunată unde nepoții și fiii dumneavoastră să vină cu plăcere să vă viziteze. Evident că atunci când nu suntem la pensie, avem nevoie să locuim în oraș, la un apartament, să ne ducem la serviciul nostru și atunci când venim obosiți, nu mai avem nevoie de căsuță și nici de grădină, dar atunci când suntem la pensie, o asemenea căsuță este minunată. Singura problemă care se pune este să vă alegeți un loc bun, cu vecini buni, Doamne ajută, măicuța Domnului.